și deschidem Cuvântul lui Dumnezeu la Evanghelia după Marcu, la capitolul 13 și citim de la versetul 28 la versetul 33. Evanghelia după Marcu, de la capitolul 13, versetele 28 la 33 și apoi în rugăciune stăm înaintea Domnului, în duhurile noastre. Ne rugăm fiecare, iar cu voce tare fratele Andrei Canta este la balcon, tronsonul 2 în primul rând. Luați învățătură de la smochin prin pilda lui. Când mlădița lui se face fragedă și înfrunzește, știți că vara este aproape. Tot așa, când veți vedea aceste lucruri împlinindu-se, să știți că Fiul omului este aproape, este chiar la uși. Adevărat vă spun că nu va trece neamul acesta până nu se vor împlini toate aceste lucruri. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece, spune Domnul. Că despre ziua aceea sau ceasul acela nu știe nimeni, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl. Amin. Capitolul 13 din Evanghelia după Marcu consemnează răspunsul pe care Domnul Iisus l-a dat la întrebarea ucenicilor cu privire la dărâmarea templului din Ierusalim și la revenirea Domnului. Ei au crezut că este o singură întrebare, când de fapt erau două întrebări. La întrebarea lor, care de fapt este în două aspecte, dărâmarea templului și revenirea Domnului, Domnul Iisus răspunde și răspunsul lui este consemnat aici. Datorită faptului că sunt două evenimente deosebite, dărâmarea templului și cucerirea Ierusalimului și revenirea Domnului, Domnul Iisus răspunde împletind cele două șiruri de evenimente. Și datorită faptului că cele două evenimente cu tot ce prefațează fiecare eveniment sunt împletite în răspunsul Domnului, textul este deosebit de greu de interpretat. Pentru că îți trebuie multă atenție să deosebești ce anume se referă la primul eveniment și care lucruri se referă la al doilea eveniment. Ba mai mult, în răspunsul lui Domnul Iisus apelează la perspectiva profetică. În perspectiva profetică, un eveniment profețit de Domnul și care se împlinește nu înseamnă finalul pentru totdeauna acelei profeții, ci de foarte multe ori acea împlinire este o prefigurare a unui eveniment care se va întâmpla în viitor. Și datorită faptului că Domnul Iisus folosește primul eveniment, dărâmarea templului, ca o prefigurare a celor ce se vor întâmpla la venirea lui, interpretarea este și mai dificilă. De aceea, în istoria creștinismului au fost deosebit de multe interpretări eronate ale acestei profeții pe care o menționează Domnul aici. Așa că în dimineața aceasta ne vom uita la versetele acestea și titlul mesajului este Smochinul și sfârșitul veacului. Smochinul și sfârșitul lumii. Versetul 28. Luați învățătură de la smochin prin pilda lui. Când mlădița lui se face fragedă și înfrunzește, știți că vara este aproape. Smochinul ca o pildă, ca un exemplu, ca să învățăm de la smochin. În anii 1970, unul dintre cei mai mari specialiști în profetologie, realmente respectat și urmat de majoritatea celor care studiază profețiile, pe nume Hal Lindsey, a scris o carte intitulată The Late Great Planet Earth, fosta mare planetă a Pământului. În lucrarea aceasta, Hal Lindsey pornește de la această
învățătură de la pilda smochinului. Și interpretează în felul următor. Smochinul de aici, din pilda aceasta, reprezintă poporul Israel. Frăgezirea mlădiței și frunzele reprezintă înființarea statului Israel în 14 mai 1948. Toate aceste lucruri, spune el, s-au împlinit și acum intrăm în faza în care neamul acesta nu va trece până nu se vor împlini toate aceste lucruri. Și interpretează neamul acesta în sens de generație, sau generația aceasta nu va trece până când se vor împlini aceste lucruri, adică venirea Fiului Omului. Și ne spune Hal Lindsey că o generație în terminologia biblică, în înțelesul biblic, reprezintă un interval de 40 de ani. Dacă smochinul reprezintă Israelul și frunzele și mlădița care s-a frăgezit reprezintă întemeierea statului Israel, atunci, în 1988, se împlinesc 40 de ani și va veni Domnul. Cartea lui Hal Lindsey a fost vândută în milioane și milioane de exemplare. La vremea respectivă a fost The New York Times bestseller. Cea mai vândută carte după aprecierile cotidianului New York Times. Au cumpărat, domnii, și au studiat cartea lui Hal Lindsey și se pregăteau pentru anul 1988. Noi eram după cortina de fier și am fost oarecum decupați de la acele evenimente. Totuși, în România au fost grupuri de credincioși care au avut acces la informațiile despre împlinirea profeției așa cum a interpretat-o Hal Lindsey. Și au hotărât că Domnul vine, este așa de aproape acum venirea Domnului, încât au hotărât să nu-și mai zugrăvească nici apartamentele, nici casele. Au hotărât să nu-și mai cumpere nici haine. Că vine Domnul și biserica va fi răpită și de ce să lase case zugrăvite la anticrist? De ce să lase haine noi la anticrist? Nu le-a mai păsat de nimic decât au început să se pregătească pentru venirea Domnului și în limbajul lor au spus, vine mirele și acum trebuie să împodobim mireasa. Așa că s-au retras în grupuri mici, în grupuri de studiu, de părtășie, ca să pregătească mireasa. Și în vremea aceea a apărut o cântare. Probabil că unii dintre dumneavoastră o știți. Cântarea spune așa, simțim încet cum harul de la neamuri se tot ia. Aproape gata, ușa se încuia. Fecioară, așteptarea în curând se va sfârși, veghează, că în curând el va veni. Și a venit anul 1988 și nu s-a întâmplat nimic. Și dintr-o dată, toată această mișcare, această febră apocaliptică a dat naștere la un fel de depresie post-febră. Care a fost problema? Interpretarea de la care a pornit Hal Lindsey a fost una cât se poate de greșită. Mai întâi, e adevărat că în multe texte din Noul Testament, Israelul este închipuit sau este descris prin această metaforă a smochinului. Dar nu în textul acesta. În textul acesta, smochinul nu reprezintă Israelul. Să ziceți, dar de unde știm? Întoarceți, vă rog, la textul paralel din Evanghelia după Luca, de la capitolul 21. Vă rog să deschideți în Biblie și sper că aveți Biblie la dumneavoastră. Luca, de la capitolul 21, versetul 29. Vă rog să urmăriți, pentru că Domnul spune așa, și le-a spus o pildă. Vedeți smochinul și
toți copacii. Smochinul și toți copacii. Când înfrunzesc și îi vedeți voi, singuri știți că de acum vara este aproape. Imaginea smochinului nu este imaginea Israelului, ci este o imagine că atunci când înfrunzesc pomii, știm că se apropie vara. Deci este un anunț că se apropie sezonul de vară, anotimpul de vară. Hanlinzei n-a studiat atent toate textele paralele din sinoptice, a luat textul acesta și a citit mai mult în textul acesta decât trebuia să citească. Și a dus într-o interpretare rătăcită milioane și milioane de oameni care au crezut că se apropie venirea Domnului Iisus Hristos. De aceea este important când ne uităm în Biblie să înțelegem cuvântul în contextul întregii Scripturi și să nu-l scoatem din contextul Bibliei și să punem în textul acela interpretări care ne-ar place nouă. Deci smochinul nu vorbește despre Israel. Smochinul este o pildă a Domnului Iisus ca să ne spună așa cum atunci când înfrunzesc pomii, știți că se apropie vara, tot așa când se vor împlini semnele acestea. Să știți că se apropie venirea Domnului. Așadar, ne spune versetul următor. Tot așa, când veți vedea aceste lucruri împlinindu-se, să știți că Fiul omului este aproape, este chiar la uși. Când se vor împlini toate aceste lucruri? Care lucruri? Tot ce ne-a spus înainte de la versetul 5 până la versetul 25. Domnul Iisus spune când se vor împlini toate aceste lucruri despre care tocmai vorbise. Când se vor împlini toate acestea, să știți că împlinirea profeției cu privire la revenirea mea este aproape. Este chiar la uși. Acum, când vorbește Domnul despre toate aceste semne, unele se referă la dărâmarea templului din Ierusalim. Alte semne se referă la venirea Domnului. Ele sunt întrepătrunse. Care se referă la care eveniment? E nevoie de foarte multă atenție ca să nu le amestecăm. De asemenea, este important să înțelegem perspectiva profetică. Atunci când Domnul ne spune ce se va întâmpla la dărâmarea templului și cucerirea Ierusalimului, ne vorbește despre imaginea necazului cel mare din vremea sfârșitului. Dar între cele două evenimente este o perioadă lungă. Din perspectivă profetică, ele se văd aproape. Din perspectivă istorică, ele sunt departe. Imaginea pe care o folosesc cei mai mulți comentatori ai Bibliei este imaginea piscurilor de munte. Când te duci la munte, și unii dintre dumneavoastră sunteți iubitori de călătorii în munți, de plimbări, excursii, când te duci la munte, vezi vârful acesta de munte și ți se pare că celălalt este la doi pași. Până când te duci. Și când ai escaladat vârful acesta și te uiți la celălalt, e la distanță foarte mare. Dar de celălalt, ți se pare că următorul este la distanță mică. Este această iluzie a distanței când este vorba de piscurile munților. Când ne uităm la profeții, apare această iluzie datorită faptului că profeția le așează unele după altele, ni se pare că și istoria va fi la fel. Așadar, Domnul Iisus le spune, când se vor întâmpla toate aceste lucruri, este foarte aproape împlinirea lor. Smochinul ne spune, împlinirea lor ne anunță că se apropie împlinirea profeției. Așadar, semnele ne anunță că se apropie împlinirea. Dar nu ne spune care e calendarul. De aceea le spune Domnul Iisus, spune, așa că aveți grijă că sfârșitul nu va fi nici atunci. Acesta este doar începutul durerilor. Ne avertizează că va fi o perioadă de timp și să nu ne pripim
în a trage concluzii pe baza unor evenimente care se întâmplă, pentru că ele în timp au o desfășurare pe care n-o știm noi. Dar apare următorul aspect. Tot așa și voi, când veți vedea aceste lucruri împlinindu-se, să știți că Fiul omului este aproape, este chiar la uși. Adevărat vă spun că nu va trece ce nu va trece. Neamul acesta, până nu se vor împlini toate aceste lucruri. Nu va trece neamul acesta. Ceea ce la noi este tradus prin neam, în limba greacă este cuvântul geneia, care se referă la generație. Adevărat vă spun că nu va trece generația aceasta până când se vor întâmpla toate aceste lucruri. Care generație? Care generație? Când ajungem în punctul acesta, sunt o succesiune de interpretări. Menționez doar câteva. Unii comentatori spun că această expresie nu va trece neamul acesta până se vor întâmpla toate aceste lucruri, se referă la rasa umană. Adevărat, vă spun, ar fi zis Domnul Iisus că nu va trece rasa umană până se împlinesc toate acestea. Cum cuvântul geneia nu se referă la rasa umană. Și interpretarea este destul de incoerentă. Păi cum să se întâmple toate acestea și să nu fie rasa umană? Că doar oamenii vor fi până în vremea finală. Și Apostolul Pavel spune că noi cei vii care vom fi rămas, vom fi schimbați într-o clipită și luați împreună cu cei care au înviat în nori să-L întâmpinăm pe Domnul. Alții spun, cuvântul acesta, neamul acesta sau generația aceasta se referă la poporul Israel. Nu va dispărea de pe fața pământului poporul Israel până nu se va împlini profeția aceasta. Numai că pentru popor este un alt cuvânt în limbajul Noului Testament, este cuvântul genos, nu geneia. Și Domnul Iisus stăpânește foarte bine cuvintele și nu le încurcă. Deci nu este vorba de poporul Israel, ci este vorba de o generație. Și alții spun, stai puțin. Dacă e generație, atunci nu se referă la o generație în timp, încadrată în timp, ci se referă la ceea ce Domnul Iisus a spus de mai multe ori. Un neam păcătos, stricat și prea curvar cere un semn. Și s-a referit nu la ceva succesiune între generații, ci s-a referit la atitudinea respingătoare a poporului, a oamenilor, față de identitatea și lucrarea Domnului Iisus. Numai că Domnul ne spune, tot așa și voi când veți vedea aceste lucruri întâmplându-se, să știți că Fiul omului este aproape, este chiar la uși. Adevărat vă spun că nu va trece neamul acesta până nu se vor împlini toate aceste lucruri. Geneia, generația aceasta. Care generație? Unii spun, păi generația aceea care va fi în vremea finală. Generația aceea. Da, numai că Domnul Iisus le spune, tot așa și voi când veți vedea aceste lucruri. Domnul vorbește cu ucenicii. Și nu le spune, cei care vor veni după voi vor vedea aceste lucruri. Ci le spune, voi când veți vedea aceste lucruri. Împlinindu-se. Să știți că Fiul omului este aproape, este chiar la uși. Și alți comentatori mai ciudați ca ceilalți spun, de fapt Domnul Iisus a făcut o greșeală. El a crezut că venirea lui va fi mult mai repede și le-a spus ucenicilor ceva ce de fapt nu e adevărat. Acum Domnul Iisus este Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat și nu face greșeli. Greșelile sunt de partea celor care interpretează, nu de partea Domnului care a vorbit. Dar ce înseamnă neamul acesta sau generația aceasta când Domnul Iisus vorbește cu ucenicii? Ne aducem aminte că este vorba de două evenimente. Dărâmarea templului și venirea Domnului. Și când Domnul Iisus vorbește cu ucenicii, vorbește cu ei în această împletire a celor două evenimente.
Și când le spune, veți vedea aceste lucruri, adică nu va rămâne aici piatră pe piatră. Veți vedea urăciunea pustiirii, păgânii intrând în templu și distrugând totul. Domnul vorbește cu ucenicii despre evenimentele de la anul 70. Și ucenicii au trăit în generația aceea și au văzut cucerirea Ierusalimului și dărâmarea templului. Numai din perspectivă profetică, Domnul Iisus folosește acea imagine să ne spună că la fel se va întâmpla cu generația care va fi pe pământ când va veni Domnul Iisus. Când va veni Domnul Iisus, generația aceea va vedea și ea împlinirea semnelor pe care le-a spus Domnul. Va vedea și generația aceea împlinirea profeției. Și acum vine întrebarea, când va avea loc acel lucru? Când anume succesiunea evenimentelor? Când anume? Această frământare, să știm calendarul, a fost mereu în mintea ucenicilor. Nu doar până la înviere, ci și după învierea Domnului Iisus. Chiar înainte de înălțare, Faptele Apostolilor, capitolul 1, știți ce l-au întrebat ucenicii? Domne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? Și Domnul Iisus le spune, nu este responsabilitatea voastră. Nu este în fișa postului la voi. Să știți ce? Vremurile și împlinirea lor. Altfel spus, nu este problema voastră cu calendarul. Calendarul este în seama lui Dumnezeu. Și cu toate că Domnul a spus deslușit, nu-i în responsabilitatea voastră calendarul. Știți care este frământarea la ora actuală a celor mai mulți predicatori și comentatori? Calendarul. Să ne spună că acum se împlinesc. Frământați cu calendarul. De aceea Domnul Iisus le spune că despre ziua aceea sau ceasul acela nu știe nimeni. Nici îngerii, nici Fiul omului, ci numai Dumnezeu Tatăl. Acum, dacă nu e responsabilitatea noastră să știm calendarul, atunci ce responsabilitate avem noi? Dacă nu e calendarul responsabilitatea noastră, care e responsabilitatea noastră? Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Responsabilitatea noastră este cuvântul. Responsabilitatea noastră este să ne ancorăm în cuvânt. Singur cuvântul lui Dumnezeu ne dă statornicie. Nu smochinul, nu semnele, nu succesiunea evenimentelor, singura realitate care nu se schimbă este cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Acum, frați și surori, dacă statornicia noastră este dată de cuvânt, datoria noastră este să studiem cuvântul, să trăim cuvântul și să împlinim cuvântul. Datoria noastră este să fim preocupați de ceea ce Dumnezeu ne-a dat nouă în slujbă. Nu ceea ce are El de făcut. Cei mai mulți oameni ar vrea să stea și să tragă cu ochiul la calendarul lui Dumnezeu. Dumnezeu spune, nu asta e problema voastră. Problema voastră este să studiați cuvântul, să rămâneți în cuvânt și cuvântul ne-a fost dat. Mai întâi să ne întărească în credință. Tot ceea ce spune Dumnezeu se va împlini. Amin. Doi, cuvântul ne-a fost dat ca să ne pregătească în așteptare. Să știm că vine. Nu să ne dea calendarul. Să știm că vine Domnul. Și cuvântul ne-a fost dat pentru perseverență în credință și lucrare. Cuvântul ne-a fost dat ca să ne asigure că suntem constanți, perseverenți pe cale până la venirea Domnului. Vreau să vă imaginați următorul lucru. Am nevoie de ajutorul dumneavoastră. Câți dintre dumneavoastră
sunteți angajatori, aveți oameni care lucrează pentru dumneavoastră, funcție de conducere, de șef, patron, firmă, câți lucrați pe posturile astea, mâna sus, nu vă fie jenă. Să vă alduiască Domnul. Mulți au fost, puțini au rămas. Câți dintre dumneavoastră sunteți angajați și lucrați? Mâna sus. Binecuvântarea Domnului. Cum vă rog să vă imaginați următoarea scenă? Ești angajator. Ai angajații tăi și le dai responsabilitățile de serviciu. Și trebuie să pleci în delegație într-o altă țară. Și lipsești de la serviciu mai multe săptămâni, mai multe luni de zile, dar nimeni nu știe când vii. Ce fac angajații în timpul acesta? Stau la geam și stau la intersecție să vadă când vii. Și tot ce fac este să aștepte să vadă că ai dat colțul și vii. Și le fac semnal la ceilalți. 6. Vine șeful. Și dintr-o dată toți ceilalți se duc și se încep să lucreze și pe când intri tu în firmă, toată lumea lucrează de parcă sunt la curent electric. Și când analizez mai bine ce au făcut, constați că n-au realizat nimica. Ce ai zice de asemenea angajați? Sau ești cu firma ta, le dai responsabilitățile de serviciu, pleci și fiecare se duce și lucrează și lucrează cu sârg și lucrează corect și lucrează eficient și când vii, nici n-au băgat de seamă că ai intrat în firmă pentru că sunt așa de preocupați cu lucru încât n-au stat să se uite pe geam și la colț de stradă să te pândească. Ce angajați ți-ai dori? Prima categorie sau a doua? Care v-ați dori categoria prima? Aia care stau la geam și pândesc de 6. Frați și surori, știți ce se întâmplă în creștinism? Când Domnul a plecat la cer, ne-a spus, Evanghelia aceasta trebuie să fie vestită până la marginile pământului. Slujba voastră este Evanghelia! Slujba voastră este să duceți până la margini. Pentru că oricine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Slujba voastră nu este să stați la geam. Slujba voastră nu este să stați să pândiți. Slujba voastră este să lucrați. Știți ce facem noi? Stăm și pândim. Și pândim tot felul de ciudățenii. Și facem următorul lucru. Interpretăm cuvântul lui Dumnezeu în funcție de evenimentele istorice. Așa a făcut Halinzei. A interpretat Scriptura în funcție de înființarea statului Israel. Și s-a întors și a zis, asta-i însemnătatea pildei. Când în adevăr, istoria, evenimentele se interpretează în lumina Scripturii. Noi suntem ai Scripturii și din perspectiva Scripturii ne uităm la ce se întâmplă. Nu ne ducem la ce se întâmplă și de acolo luăm lucrurile și le așezăm în Biblie, spunem, despre asta vorbește Biblia. Cu riscul de a-i mai supăra pe câte unii, deși nu-mi doresc să supăr pe nimeni, dragii mei, vaccinul nu este 666. Ați văzut câtă teorie că vaccinul este semnul fiarei. Ați văzut câtă teorie că e cu tare anticristul. Și oamenii stau și se uită la 666 și cei de lângă noi care mor se duc în iad. Se duc de lângă noi în pierzare veșnică. Și suntem mai interesați de 666 decât de mântuirea oamenilor. Mă rog ca Dumnezeu să ne trezească. Mă rog ca Dumnezeu să pună pasiune noi pentru mântuirea celor pierduți. Frați și surori,
Nu o să mă întrebe Domnul când va veni câte like-uri am dat la antivacciniști sau la vacciniști. Nu o să mă întrebe Domnul câte ceasuri am pierdut să mă gâlcevesc cu unii sau alții. Mă va întreba Domnul ce am făcut cu harul mântuirii care mi-a fost dat. Ce am făcut cu vremea în care El, care s-a dus la cruce pentru mine și pentru tine, ca să mă scape de la iad, mi-a mântuit viața, mi-a scris numele în cartea vieții și mi-a încredințat slujba aceasta și Pavel spune, ca și când Dumnezeu ar vorbi prin noi. Vă rugăm fierbinte, împăcați-vă cu Dumnezeu. O, dar ne dorim sănătate fizică a celor de lângă noi, ne dorim vindecare, dar mă tem că nu ne mai pasă de mântuirea oamenilor, că nu ne mai pasă de cei care merg în iad, că ne doare mai mult de o internare în spital decât de faptul că se duc veșnic în pierzare. Este o rătăcire teribilă. De aceea ne rugăm să rămână noi cuvântul lui Dumnezeu, să fie noi pasiune dumnezeiască. Ce vom face când plecăm? Pentru câți ne vom ruga și la câți vom vorbi? La câți le vom spune că este vremea să ne împăcăm cu Dumnezeu? Căutați pe Domnul câtă vreme este aproape, chemați-L câtă vreme se poate găsi. Chemați-L pe Domnul. Da, mai este ușa harului. Frați și surori, este ușa harului. Mai rămân încă deschise casele de adunare. Mai rămân deschise bisericile. Ne rugăm ca Dumnezeu să se îndure de noi. Și ne rugăm ca Dumnezeu să ne mântuiască familiile. Vă invit să plecăm capetele înaintea Domnului. Și în timp ce ne uităm că suntem generația cea mai aproape de venirea Domnului dintre toate generațiile care au fost până acum. Dar ziua aceea și ceasul acela nu știe nimeni decât Domnul. Nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele, ci voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeia, în Samaria și până la marginile pământului. Și nouă ne-a dat puterea aceasta să fim martori la noi în casă, să fim martori în Oradea, în Bihor, până la marginile țării și dincolo de hotarele țării. Câți avem în jurul nostru care se duc înspre iad, pierzare veșnică, câți au murit lângă noi, s-au dus spre veșnicie, ne împăcați cu Dumnezeu. Ne rugăm ca Duhul lui Dumnezeu să ne cerceteze. Și așa cum stăm în rugăciune, cere-i Domnului să spună pe inimă numele câtorva apropiați pe care știi, pentru care să te rogi și cărora să le vorbești. Nu știm cât mai trăim noi sau cât trăiesc ei și nu știm când este ceasul acela când va veni Domnul. Dar știm că este responsabilitatea noastră câtă vreme avem suflare de viață și noi și ei și câtă vreme încă ușa harului este deschisă să le spunem că Domnul a murit și pentru mântuirea lor. Cere-i Domnului să spună pe inimă câteva nume pe care să le treci pe lista ta de rugăciune și să devină preocuparea ta în rugăciune și în mărturie pentru mântuirea lor. Cere-i Domnului. Unii dintre cei care mă ascultați, voi înși vă încă nu sunteți mântuiți. Voi înși vă sunteți încă deasupra iadului, atârnat de un fir de păr. Și tu știi că dacă astăzi Dumnezeu ar tăia firul acela, pentru veci de veci te-ai duce departe de fața Lui. Și n-am vrea să mergi din casa Lui Dumnezeu crezând că asta este o problemă care poate fi amânată. Ne rugăm ca Dumnezeu să scutremure inima și să vezi că bunătatea Lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință. Și să-i spui, Doamne, dacă încă nu sunt în iad, este harul Tău. Și dacă mai trăiesc pe pământ, vreau să trăiesc pentru slava Ta. Și acum stai înaintea Domnului. Mă rog ca Duhul lui Dumnezeu să te cerceteze. Mă rog ca puterea celui preanalt să-ți răscolească adâncul inimii și să te dezlege de orice legătură a păcatului, a lumii, de orice fel de amânare și de orice fel de ispitire a celui rău. Și să-i spui, Doamne, astăzi și aici, vreau să-mi deschid inima și să-mi predau viața în mâinile Tale. Vreau să-ți mulțumesc că ai murit pentru păcatele mele și că primesc iertarea Ta.
și că ești gata să-mi schimbi viața, să mă naști din Dumnezeu, să faci din mine copil de Dumnezeu, acolo unde ești, mulțumește lui Dumnezeu că încă ești în biserică. Sau dacă ne urmărești online, mulțumește lui Dumnezeu că încă ești în viață. Și dacă ești gata să-i spui, înțelegând harul pe care îl are să-ți mai fi dat o zi, dacă ești gata să spui, Doamne, astăzi este ziua cercetării și ziua mântuirii, primește-mă, îmi deschid inima și te rog să mă mântuiești, să faci din mine copilul tău. Acolo unde ești, începem la balcon. La balcon, dacă este cineva, ridică mâna sus dacă Duhul Dumnezeu te-a cercetat și ești gata să spui, Doamne, și eu vreau să mă întorc astăzi la tine. La balcon, oriunde este cineva, ține mâna sus o clipă ca să o pot vedea și asta e mărturia inimii tale. Da, să te binecuvinteze Domnul. Dar am văzut, lăsați mâna jos dacă mai sunt alții. La balcon, dacă mai este cineva, oriunde ești, în oricare tronson, spune, Doamne, aici este viața mea, mă arunc în brațele tale. Primește-mă și fă din mine copil al tău. Jos aici, sub balcon, dacă este cineva. Ridică mâna sus și arată-mă în mână ridicată. Online, te uiți la noi, poate ești acasă. Sau te vei uita când ești în altă parte la programul Bisericii Emanuel. Spune-i, Doamne, cercetează-mă, Dumnezeule. Și vezi dacă sunt pe o cale rea. Și du-mă pe calea veșniciei. Amin.